Unii șoferi încalcă bunul simț pur și simplu fără să le pese de ceilalți participanți în trafic. Marți, conducătorul unui autoturism a oprit la intrarea în parcarea de lângă primăria Zalău ca să ia autostopiști. Deși drumul a fost aglomerat, nu i-a păsat că încurcă circulația și că era și linie continuă. Credem că nu o să se schimbe atitudinea lui după ce va apărea acest articol cu poza lui, dar dacă s-ar da amenzi, usturătoare s-ar gândi de două ori să mai oprească așa după cum îi taie capul.